Părinților, vă invit cu mult respect să stăm ridicați cu toții pe picioare și să ascultăm un pasaj din Scriptură aflat la pagina 1026 Evanghelia după Ioan, capitolul 2, începând cu versetul 1 până la versetul 12 inclusiv. A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Iisus era acolo. Și la nuntă a fost chemat și Iisus cu ucenicii Lui. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Iisus i-a zis, nu mai au vin. Iisus i-a răspuns, femeie, ce am a face eu cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Mama lui a zis slugilor, să faceți orice vă va zice. Și acolo erau 6 vase de piatră puse după obiceiul de curățire al iudeilor, și în fiecare vas încăpeau câte 2 sau 3 vetre. Iisus le-a zis, umpleți vasele acestea cu apă. Și le-a umplut până sus. Scoateți acum, le-a zis el, și aduceți nunului. Și i-au adus. Nunul, după ce a gustat apa făcută vin, el nu știa de unde vine vinul acesta. Slugile însă care scoseseră apa știau. A chemat pe mire și i-a zis, orice om pune la masă întâi vinul cel bun. După ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al semnelor lui l-a făcut Iisus în Cana din Galileea. El și-a arătat slava sa și ucenicii lui au crezut în el. După aceea s-a coborât la Capernaum împreună cu mama, frații și ucenicii lui și acolo n-au rămas multe zile. Amin. Vă invit să vă reașezați. Preiubiți Mir, Adi și Cristina, împreună cu soția ne exprimăm și noi bucuria și plăcerea de a fi parte la acest eveniment de excepție pentru viața voastră, pe pământul acesta, pe drumul pe care porniți al căsniciei și dorim din toată inima Domnul să vă binecuvânteze. De asemenea, vreau să salutăm și noi, ca familie, pe cele 2 familii care sunt părinții celor 2 și pentru că la fiecare nuntă în anul ăsta am făcut gestul ăsta, mă gândesc că vreau să-l fac și aici și aș vrea, pentru că văd cele 2 perechi de părinți aici în fața mea și a celor 2, aș vrea să-i rog pe cei 2 în câteva secunde în care urmează să mulțumesc pentru acest mare dar și pentru acest mare har că aveți părinți aici în fața voastră în ziua comuniei. Domnul Iisus să vă binecuvânteze. Spun asta și mă străduiesc de fiecare dată când e această minune să o fac, pentru că am participat la destul de nunți în anul acesta în care lipsea un părinte și la nunți în care au lipsit amândoi părinți. Așa că atunci când dai în fața ta la nuntă părinții este o adevărată binecuvântare și cum spuneam, un dar de la Domnul. Am unul din momentele care s-au transpus într-o întrebare privind acest pasaj din Scriptură a fost următorul. Cred că va suna într-un fel destul de banal și simplu. De ce ar avea nevoie Adi și Cristina de Dumnezeu, de Hristos în casa lor? Într-un mod permanent. De ce? Într-o lume în care nu este greu să, și nu este epuizant să faci o cercetare, să vezi că, de fapt, societatea în care noi trăim se luptă din răzputeri exact pentru invers. Adică, cum să-L scoatem pe Dumnezeu din lumea noastră, din societatea noastră, din gândirea noastră, să-L scoatem pe Dumnezeu din școlile noastre, să-L scoatem pe Dumnezeu chiar din casele noastre și, de fapt, în ultimii ani, lumea i-a transmis un mesaj lui Dumnezeu clar, direct, fără nicio un dubiu, să filozofez. Dumnezeule, noi, de fapt, ne descurcăm singuri. S-a făcut și a spus de câte ori în evanghelizări și nu numai. Comunitatea europeană în care noi ne-am dorit să intrăm și am intrat. Lumea bună pe care ne-am dorit-o să intrăm și am intrat în ea. Cât este de bună, pot să spun cu ușurință ghilimele de rigoare, s-au străduit și au reușit ca în Constituția în care noi existăm ca și Uniunea Europeană, să nu fie pomenit nici măcar o dată cuvântul Dumnezeu.
De ce? Pentru că nu vrem să avem probleme, pentru că nu vrem să apare conflicte, pentru că, pentru că Dumnezeu apară, ar lăsa înăuntru noi să fim mult mai liniștiți, mult mai bine să o ducem, să nu avem nicio problemă cu Dumnezeu afară. Ei, noi putem să-L scoatem pe Dumnezeu afară, într-un mod uneori șocant. Și aș vrea să spun că unul din modurile pe care îl putem, în al doilea rând, în afară de cel care a fost că prin lege și prin auzeam zilele astea că se dorește și se depune efortul să, să fie scoasă și religia din școli, să nu se mai proclame și se invoce în niciun fel de asta de Dumnezeu. Doamne, ne descurcăm noi! În al doilea mod foarte riscant, în care aș vrea, stimații mei, să fim foarte atenți, noi putem să-L scoatem pe Dumnezeu afară și pomenind, într-un mod, uneori, foarte des, numele Lui Dumnezeu. Spune, nu, noi nu te scoatem, noi pomenim pe Dumnezeu. Și Duhul Dumnezeu a spus, uite, eu pot să fiu scos afară și în forma asta. Adică, imaginându-ne un Dumnezeu, care nu depășește nivelul ăsta a imaginației. Ieri dimineață ne întâlnisem într-un anumit context cu Costel și cu câțiva oameni acolo și era venit un domn din Germania care era căsătorit cu o doamnă de aici din România și auzind că suntem slujitori, altarul ăsta a fost șocat și a zis prin translator, dar de ce sunteți îmbrăcați așa? Pentru că biserica din Germania din care eu vin și fac parte, preoții sunt îmbrăcați așa, o îmbrăcăminte specifică, la care Costel, care știți că e mai, mult mai îndrăznesc decât mine, a spus, pentru că și Iisus a fost îmbrăcat exact ca ucenicii Lui. N-a fost diferență între El și ucenicii Lui. La care Dumnealui nu prea mai a avut foarte mare replică și a zis, da, totuși a fost o diferență. Și a zis noi care? Păi, Iisus a fost așa slab ca mine. Apoi i-a zis, Iisus a avut ochii albaștri. Iisus a avut barbă, a avut păr lung și a mai spus, da, a zis, de unde știi dumneata asta? Păi a spus dumnealui, n-ați văzut picturi și sculpturi care toate aproape îl imaginează pe Iisus și proiectează pe Iisus așa? Dar credeți că acei oameni au fost acolo? Și el a zis, nu știu. Mi-am adus aminte de Apostolul Pavel care vorbea la acei oameni foarte înțelepți din Atena, la cei greși i-a spus la un moment dat, în capitolul 17, versetul 29. Nu trebuie să credem că Dumnezeu este asemenea aurului, argintului, a unui chip cioplit cu iscusința și meșteșugirea omului. Că artiștii sunt artiști, în altă privire, pentru că au o imaginație extrem de bogată, și au acea capacitate în ei nativă, tot de la Dumnezeu, să-și pună în practică imaginația. Foarte frumos. Dar până să confunzi pe Dumnezeu cu o imagine, cu un chip, cu etichetă. De ce spun, stimații mei, oameni buni, și spun într-un mod direct și Radu și Cristina? Pentru că o mulțime de oameni au spus, noi nu l-am scos pe Dumnezeu afară. Noi l-am lăsat pe Dumnezeu în casele noastre, dar Dumnezeu din casele noastre, din mașina noastră, din avionul nostru, din vaporul nostru, din iahtul nostru, din vila noastră, din coliba noastră, de unde suntem noi, este Dumnezeu zugrăvit printr-o icoană, este Dumnezeu zugrăvit printr-o imagine, este un Dumnezeu care nu depășește mai mult decât imaginația reprezentată și poate fi zugrăvită și închipuită prin mintea omului. Atât este Dumnezeu pentru noi. Și Dumnezeu să credem că ne apără de accidente, de boli, de suferință, de catastrofe naturale și într-un fel același Dumnezeu poate, nu suntem convinși și într-o zi ne va izbăvi și de iad. E faptul că azi familia nu mai e familie, faptul că familia este într-o cumplită prăbușire, este că noi, o parte din omenire, am acceptat un Dumnezeu imaginar. Iar Biblia ne spune, nu trebuie să credem că Dumnezeu este asemenea aurul și argintului. Pe Dumnezeul nostru și al vostru, mii dragi, nu-L poate cuprinde cerul și pământul. Este Dumnezeu care este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, și este Dumnezeu care ține în mâna Lui sufletul la tot ce trăiește, și Dumnezeu ține în mâna Lui uscatul, și Dumnezeu acesta este Dumnezeu cel Sfânt și adevărat. Glorie Lui în veci! Glorie Lui în veci! Așa că atunci când invităm pe Dumnezeu în casă, vreau să nu invităm o imagine. Invităm un Dumnezeu real, mărire Domnului în veci. Slăviți să fie Tatăl care este în adunare și care vrea să fie în inimile noastre. Adi și Cristina, voi trebuie să o luați în inimile noastre pe Dumnezeu adevărat. Și vă rog să spuneți amin.
Apoi Dumnezeu ăsta este și un Dumnezeu pentru mulți al religiei, al formelor. Spune, eu l-am pe Dumnezeu pentru că ai văzut că m-am plecat în genunchi și... Nu, eu l-am pe Dumnezeu pentru că am stat în picioare și mi-am ridicat mâinile sus. Alții nu, eu l-am pentru că le-am lăsat jos. De multe ori, pentru o parte dintre noi, a avea pe Dumnezeu în casele noastre și în viețile noastre este încadrarea într-un anumit tipar sau o anumită formă. Dar Dumnezeu e mult mai mult decât o formă. Hristos este mult mai mult decât o formă. Este mai mult și decât a văzut în El tânărul bogat, un învățător. Dacă îmi voi să spun, este mai mult decât a văzut și Nicodim în El. Adică un învățător venit din cer, de la Dumnezeu. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Trăiască numele Lui în veci. Amin. Amin. Așa că atunci când ne hotărâm să luăm pe Dumnezeu în casele noastre și inimile noastre, trebuie să depășim standardele astea simple, religioase și care au legătură doar cu imaginația noastră omenească. Aș vrea cu adevărat în fiecare familie din biserică să fie Dumnezeu Tată în realitate, să fie Hristos Fiul Dumnezeu în realitate și să fie Duhul Sfânt în realitate în noi. Și vă rog cei care vreți să spuneți amin. Și acum noi toți vrem Cristina și Adi să-L aibă pe acest Dumnezeu triunic în mințile și inimile lor și Domnul să-i ajute în fiecare zi și apoi în veșnicie. Glorie Domnului! De ce să avem pe Dumnezeu cel real în casă? De ce să-L vrem? De ce să-L cerem? De ce să ne rugăm cu frații slujitori astăzi, Doamne, vină în familia care se instituie, contul, o rămâie ea. De ce? Și vreau să dau câteva răspunsuri. Să le punctez. Dumneavoastră, stimați bine și cerați, le puteți dezvolta. Avem nevoie de Dumnezeu în familiile noastre, pentru că Dumnezeu prin Hristos, prin Duhul Sfânt și Evanghelie, a adus în inima mea, a adus în inima soției mele și în casa noastră cea mai mare valoare. El a adus-o, El o dezvoltă, El o menține, El o desăvârșește, pentru că într-o zi, la braț cu soția și copiii mei și cum și voi vreți asta, să ajungem la marea nuntă. Și ultima nuntă, când se va desface bolda vasă, în împărăția slavă, slăvită a Tatălui, alături de mirele drag Iisus Hristos. Și această valoare pe care Dumnezeu a adus în casele noastre și o aduce, este mântuirea. Glorie Domnului! Știți de ce au nevoie și aveți nevoie de Hristos în casa voastră? Să-L invitați ca unul permanent și ca unul care să fie Domn și stăpân în viața voastră, pentru că El v-a mântuit singur. Și pentru că El vă va ajuta să vă duceți mântuirea până la capăt și pentru că El vă va ajuta și să vă va desăvârși până ce va lua Hristos chip în voi și vom fi asemenea chipului slavei sale prin puterea pe care o are de a transforma și a schimba toate lucrurile. Glorie Lui! N-avem nevoie de Hristos ca să ne facă zvânunta frumoasă. N-avem nevoie de Hristos ca să fie o mulțime de predicatori. N-avem nevoie de Dumnezeu la botezniciunea copiilor noștri și așa mai departe la evenimentele religioase. Avem nevoie de Hristos și de Fiul Său pentru că Dumnezeu a adus mântuirea în casele noastre. Amin? Dacă l-ai pe Dumnezeu astăzi, te poți declara cel mai fericit om de pe pământ. De ce? Cea mai mare fericire este să ai în inima lor asta, 11 și jumătate, bucuria mântuirii în inimă. Să spui în adunare, oricine ai fi, slăvit să fie Domnul pentru că El e mântuitorul meu. Slăvit să fie Domnul pentru că El este mântuitorul meu. Amin, glorie Domnului! De multe ori când m-au invitat mulți la nuntă, le-am spus, riscați invitându-vă la nuntă, pentru că eu transform nunta în evanghelizare. Amin. O soră a zis. Ceilalți vreți să predic de nuntă, să vă fac să zâmbiți, pot asta. Dar cred din toată inima că ceea ce este important în urma acestei nunți și ei vor fi fericiți pe lângă binecuvântarea care o au, ca Dumnezeu să facă minuni și în viețile altora. Amin. Că Iisus a mers la nuntă. Și asta uneori te încurajează să mergi și tu la nunți. Dar ascultați-mă, efectul acestei nunți era că și ucenicii și alții, pe care Biblia nu-i numește în detaliu, au crezut în El. Mărire Domnului! Domnul să atingă orice inimă astăzi. De ce ai nevoie de Dumnezeu în casa dumitale? De ce avem nevoie de Hristos? Să ne ajute să ne însurăm bine, să ne căsătorim bine, e o variantă. Să iasă totul perfect, să fim sănătos, să nu avem nicio problemă, nu. Ci în primul rând avem nevoie de Dumnezeu și de Hristos pentru ca mântuirea să fie la loc de cinste în inimile noastre și să ne putem, cum spune Apostolul Petru, să ne ducem mântuirea asta. Spuneți dumneavoastră prea multe. Până la capăt. Doamne ajută-ne. Stimată Doamnă, Domnișoară, invitați, muntași dragi. Ce loc are Dumnezeu în casa dumitare? Ce-a realizat acest aspect că îl vrei pe Dumnezeu în casa dumitare? Că dacă Dumnezeu nu și atinge obiectivul ca prin Fiul Său să-ți dea mântuirea în dar, și când îți vezi soția dimineața, și când o vezi seara, și când te întâlnești,
să poți să vezi în ea o mântuită și o salvată, n-ai făcut nimic, dați-mi voie să spun asta. Dacă nu vezi în soțul tău mântuit al lui Dumnezeu, un sfânt al lui Dumnezeu, unul care merită să-l respecti și să-l iubești până la capăt, n-ai realizat nimic, că ai ideea de Dumnezeu în minte sau afișată pe perete, n-ai realizat absolut nimic. Eu am nevoie de Dumnezeu, de Fiul Său Hristos, pentru că mi-a dus mântuirea și viața veșnică în dar. Glorie Domnului! Când mă uit la soția mea și nu știu câți ani eu lasă Dumnezeu în preajmă. În urmă cu o lună și jumătate am uitat la o familie în Becrean, la mănântare, că nu i-a lăsat-o Dumnezeu acelui, nu i-a lăsat acel soț, acelei soții, numai până la 26 de ani, adică vreo 4 sau 5 ani. După 5 ani era soțul și a rămas câțiva copilași în grea. Eu nu știu cât îmi lasă Dumnezeu soția și când mă va lăsa pe mine lângă ea și pe noi în preajma copiilor și invers. Nu știm. Dar ceea ce este important, câte zile trăim împreună, să vedem că unul și celălalt suntem mântuiți și suntem în mâna lui Dumnezeu. Și apoi credem că împreună ca familie Dumnezeu ne-a dus mai departe decât momentul acesta greu al despărțirii, că vom moșteni împreună harul vieții. Domnul să-i binecuvânteze pe Adi și Cristina. Dincolo de viața de 10 ani, de 20, de 60 de ani împreună, se poate să trăiască veșnic, mântuiți în Împărăția lui Dumnezeu, moștenind harul vieții. Amin. Amin. Altfel, nu trăi frumos. Cu petale aruncate sau fără. Cu 5 predicatori sau cu unul slab sau foarte bun. Dincolo de toate aspectele, cel care binecuvântează o familie este Dumnezeu. Amin. Este Hristos și este Duhul Sfânt. Amin. În al doilea rând, vreau să vă spun că aveți nevoie și avem nevoie de Dumnezeu în familie noastră, că și prezența lui Dumnezeu, a lui Hristos, în casa mea. În viața mea, în casa dumneavoastră, în viața noastră. Și băgați bine în cap, tineri lucros. Prezența Lui ne dă o țintă familiei și ne dă un scop familiei. Și de ce multe familii au intrat în naufragiu și unele nu s-au mai ridicat niciodată? Pentru că atunci când te las duși de vară, când te las dus de curenți, ca soț, ca soție, ca și copii, ca și familie, ale nu ne pasă că Dumnezeu a dat o țintă și un scop pentru viața noastră de familie, deodată ne putem trezi în cele mai catastrofale prăbușiri. Dar vreau să spun Adi și Cristina, că Dumnezeu are o țintă pentru voi ca familie de astăzi. Iar ținta este să fiți într-o zi la nunta aceea finală, care am anticipat-o mai devreme, în Împărăția slăvită a lui Dumnezeu. Amin? Întotdeauna când Dumnezeu a vorbit poporul Israel și l-a scos din Egipt, a spus, ieșiți din Egipt ca apoi a fi ceva. Dumnezeu vorbește clar și desăvârșit. A zis, ieșiți din Egipt pentru că eu am fixat o țară și am o țintă pentru voi. Și țara aceasta este Canaan, acolo unde curge lapte și miere. De aceea, orice familie care este puternică, împlinită și fericită, uitați-vă la ea, nu trăiește în haos. Nu avem niciodată de busolată, indiferent în ce furtuni și valuri trec, întotdeauna ei au puterea să se ridice din orice prăbușire, pentru că ei spun, ținta noastră este dincolo de lumea asta. Ținta noastră este dincolo de lumea asta. Ținta noastră este cel. Doamne, mă întreb în dimineața asta, câte familii din biserică mai avem ținta asta? Amin, slavă lui Dumnezeu. Și pe cât poate că ne-a prins lumea asta și ne duce dintr-o parte și în alta. Încât ne desmeticim uneori și ne contrazicem, știți cum ne contrazicem? Cineva spune, e vinerea. Și eu spun, nu e vinerea, e miercuri. Pentru că deodată suntem atât de angrenați în lumea asta, încât nu mai știm nici calendarul. Știți în ce zi suntem astăzi? Miri sunt convins că știu și eu știu, și părinților. Pentru că nunta voastră nici nu mi-am notat o agendă. Pentru că ziua de astăzi devine o țin minte, încă nu puteam nici cum să uit. Azi e 23 august. Și cei care am prins comunism știm ce a însemnat 23 august. Era o sărbătoare care mie îmi plăcea. Oricât v-a șoca, îmi plăcea. Dacă aveam o cadă cu defilarea aia și tunurile alea și armata aia perfectă care defila, e drept în fața respectivului, dar era șocant să văd câtă forță și putere are România. Și mintea de copil am zis, nu ne teme, poate vine americanii cu ce avem. Americanii aveau ceva mai grozav și au întotdeauna, dar eram așa, era strânit simțul patriotic în mine. Și n-am uitat și în 23 august, da, dacă în 23 august asta o țin orice ar fi minte. Ei, dar 4 partii noastre n-a știut că azi e 23 august.
Pentru că suntem prinși, încă nu mai știm date, nu mai știm zile, suntem angrenați peste măsură în lumea asta. Ascultați, în fiecare zi când ne trezim, ne trezim pentru că Dumnezeu ne-a mai dat o zi. Iar ziua asta ne-a dat-o să privim în sus. Și zic, Doamne, binecuvântează-mă pe mine care predic astăzi. Dar în sus sunt spre Dumnezeu. Pentru că Biblia asta de numărate ori spune, uitați-vă, gândiți-vă, priviți la lucrurile de sus, pentru că cele de jos cum sunt? Cum sunt? Nu-i așa că și noi credem că sunt trecătoare? Păi și de n-am vrut. Dumnezeu care a sfârșit economia invers într-o noapte, ne-a ajutat să vedem că suntem trecători și sunt trecătoare tot ce este în preajma noastră. De aceea, Adi și Cristina, aș vrea ca să știți că o țintă aveți, Domnul v-a fixat-o mai devreme. Acum v-a pus pe doi împreună și aș vrea să vă ajutați reciproc, să știți întotdeauna că ținta voastră este împărăția lui Dumnezeu și cerul. Amin? Stimate familii care le aveți pe Dumnezeu în casă dumneavoastră, vreți să vă faceți un test și să-mi fac o analiză astăzi? Știți care e asta? Ținta! Așa mărturisial, că e strânslin și cânător, Evrei, capitolul 11. Nu vreau țara asta, că dacă vreau, aveau timp să se întoarcă la ea. Dar spun, noi dorim o patrie mai bună, adică o patrie cerească. Și Dumnezeu a declarat în dreptul lor ce? Nu mi-este rușine să mă numesc Dumnezeul lor. De ce aveți nevoie de acest Dumnezeu în familie? Pentru că Dumnezeu v-a pregătit o cetate care este împărăția slăvită al Dumnezeu. Doamne, adă ziua aceea mai curând. Amin? În al treilea rând, avem nevoie și aveți nevoie de Dumnezeu în familie noastră pentru că Dumnezeu, Hristos, Dumnezeirea însuși, vă va ajuta Adi și Cristina să depășiți momentele de criză din viață. În ziua minții, aproape niciodată nu crezi în cuvântul ăsta crezi. Dar e bine că poți zâmbi și ești fericit. Dar cei care au trecut puțin, zic, că ei în ziua nu s-a întâlnit cu cuvântul ăsta crezi. Nu mai avem. Lipsa aia nu mai este. Ce o să facem? Ce o să se întâmple? De ce s-a întâmplat? Întrebările astea care arată că am intrat într-un impas cu familia, deodată ne trimit într-o zonă să spune, Doamne, dar n-am crezut că va fi așa, n-am crezut că va apărea asta, n-am știut, nu sunt pregătit pentru momentul ăsta. Dar vreau să vă spun un lucru, Adi și Cristina. Familia voastră va trece prin dificultăți. Familia mea trece prin dificultăți. Familia multor care ascultă azi predica, sunt biserică, au trecut prin dificultăți. Săptămâna trecută a fost o mare dificultate în biserică. În urmă cu două săptămâni a fost o mare dificultate în Săruță. Și apoi, uneori văd zilnic prin preajma mea familiei în dificultăți. Pe zona asta bolilor și a suferinței. Soții care, din cauza problemelor de coloană, nu mai pot duce mai mult de un kilogram. Și n-au visat asta în ziua noastră. Nu vreau să vă sperie. Asta e viața reală. O viață în care vor apărea dificultăți. O viață în care vor apărea momente de criză. De aceea, avem nevoie de Dumnezeu în casele noastre. Avem nevoie de Hristos în barca noastră. Atunci când se întețeți vânturile, când avem impresia că nu ne mai scapă nimeni niciodată, atunci și astăzi, și mereu, și mereu, Hristos se va ridica în barca noastră. Și este autoritatea ultimă care are soluții. Are poate să certe vânturile și vânturile ascultă de el, credeți. Are poate să nu se vale și vale să liniștesc. Deci este singurul despre care spunea eu. Doamne! Tu oprești mântuirea în mări și spui bală până aici și el se oprește acolo, când ați fost la mare. Sau la ocean vreodată. Ați văzut că bală are limită în care se oprește să le trage înapoi. Știți cine comandă limita aia? Nu vântul nou. Dumnezeu care este Creatorul ce se vârși. Mările Lui în veci. Atunci când ești în dificultăți, ai nevoie de Hristosul ăsta, ai nevoie de Dumnezeu ăsta. Maria anticipa că El are soluții. Și le-a spus lucilor, atenție, când El vine să rezolve problema, nu te încăpăți. Când El vine să intervine, nu te încăpăți, dar soțul le spune, lasă-mă, Doamne, că salvezi o familie. Nu! Adi, nu! Abișor, drag, nu! Că și eu am fost orgolios și am zis, lasă, Doamne, că o spun la cap. Apoi sunt stare să-mi dirigez pe soția și copiii, eu, grădiță greacă, care am citit, care m-am pregătit, care m-am echipat, voi când sunt stare să-mi duc barca la mar, și eu mă mărturisesc în fața, poate la peste 1000 de oameni aici. Nu am fost în stare,
Nu sunt în stare și nu voi fi în stare niciodată. Mi-a fost greu să accept asta, dar până la urmă am acceptat că singurul care are soluții să mă ridice, să mă ducă înainte pe mine și familia mea, este Domnul Iisus Hristos. Îl salut în adunare. Dacă pe cineva m-a salvat Iisus aici, a vrea să salutați și dumneavoastră, să slăviți să fie El în veci. Aleluia! Glorie Domnului! Să faceți, a spus Maria, atât vă pot spune. Eu nu vă pot ajuta. Deși unii își imaginează că dumneavoastră este într-o poziție de mijlocitoare. Povești! Biblia spune că ea nu și-a rugat dreptul să rezolve niciun fel situația. Nici măcar să spună, adică cum face cumva, nici măcar n-a avut o secundă să atragă atenția asupra ei și a spus slugilor. Eu cred în El. Că peste câteva momente va interveni, chiar dacă mi-a spus că mi-a sosit ceasul. Așteptați ceasul Lui, va interveni. Dar când va interveni El, Hristosul, Dumnezeul celui viu, să ascultați de El în tot ce vă va zice. Prăbușiți-vă, smeriți-vă, anulați-vă pe voi, luați-vă eu și aruncați-l afară. Și tot ce vă spune Hristos să faceți, că veți fi salvați. Aleluia! Aleluia! Indiferent cât de ciudat va vorbi, indiferent cât de greu veți accepta cuvântul Lui, acceptați asta. Pentru că în spatele este mâna Lui și puterea Lui și brațul Domnului. Dați-mi voie să spun de ce să prăbușesc familie, pentru că le conducem noi. Dați-mi voie să spun de ce am ajuns cu familie în încurcături, pentru că le-am condus noi. Pentru că ne-am imaginat că noi suntem mari și tari. În urmă cu două săptămâni eram la un munte în Arab. Și a fost și Pustan, fratele Vladimir Pustan acolo. Și a zis la un moment dat, am fost unul dintre cine mai visători în ce privește familie? S-a mărturisit acolo în 10 minute, cum am făcut și eu azi. Ce mai visători, și-am zis, sunt echipat din timp și până în vârful picioarelor, pentru ca să vă duce familia mea, clar! Dar n-am știut ce urmează. N-am știut că după câteva zile după nuntă m-am îmbolnăvit grav. Și am purtat o boală în trupul meu până târziu, și am intrat la facultate și n-am avut niciun ban și am fost în lițiu cumplite și ți-am purtat o pereche de bruși poate 4 ani. Apoi am zis, Dumnezeu va binecuvânta familia cu copii și va fi bine. Dar primul copil care s-a născut a murit. Al doilea spunea s-a născut viu. Al treilea a murit. A pierdut vreo 3 sarcini nevastă. Și apoi am continuat prin dificultăți imense. Am trăit dezamăgiri cumplite în ce mă privește pe mine. Și soția ce o privește pe ea și capacitățile noastre de a duce barca asta familiei la mare. Și într-un târziu sau într-un devreme am cedat și am zis, singurul care ne poate binecuvânta acasă, singurul care ne poate ajuta în dificultățile vieții, este Iisus Hristos Domnul. Este Iisus Hristos Domnul. Îl salut în biserică astăzi. Mărire Domnului veci. Când am simțit că sunt lovit și doborât la pământ, mi-am luat soția de mână și ne-am prăbușit și am zis, Doamne, am impresia că ești la un kilometru distanță de mine. Am impresia că ești atât de departe. Am impresia că ți-ai stins becul în dreptul meu. Am impresia că ai murit în dreptul meu. Am impresia, Doamne, că mi-ai întors spatele. Dar când în durerea noastră am strigat pe Domnul, El a fost acolo. Mi-ar place, vă iubesc, vă prețuiesc, sunteți ca două flori azi. Să vă spun că în fața voastră va fi doar cer să nu. Vă urez asta. Mi-ar place să vă spun că totul va fi perfect. Aș vrea asta. Și părinții voștri dragi reclinează și vor asta. Dar viața e plină de surprize. Viața e complicată. Ai indiferent cât de complicată e viața. Viața e frumoasă. Prin toate valurile, furtune și dificultățile ei, Cel care este cu noi, ne garantează ajungerea la mare, este Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu. Nu numărul de păstor, nu predica excepțională sau predica normală sau sub nivel vă garantează asta, ci acceptarea voastră pe care spuneți, Doamne, te vrem în casa noastră pentru că anticipăm că vom trece prin dificultăți. Dar știți cum e familie, dragi, care ați lăcrimat cu mine împreună azi? De fapt, toate furtunile astea și toate valurile astea ne-au făcut mai puternici. Spunea cineva asta, dacă am spus aici, am citit într-o carte, a spus, știți cum e cu furtunile și cu vânturile? Nu fiți supărați pe ele. Este exact ca și un copac. Atunci când bat vânturile și furtunile într-un copac, atunci, în funcție de cât de tare este vântul, crește rădăcina jos. Iar el devine puternic prin vânturile și furtunile care bat în viață.
Atunci, rădăcina lui se înfinge mai adânc în pământ. Dacă vine un vânt puternic, el devine mai puternic, se ancorează în pământ. Am văzut, am plantat și eu niște meri și prima dată i-a bătut niște vânturi cumplite și am zis că o fi scoată din pământ cu totul și am încercat eu să-l pun, să-i ajut și i-am ajutat o vreme. Au tot bătut vânturi pentru că suntem în zona aia de somne și sunt curenți mari acolo. Și la un moment dat mi-am dat seama că ei au început să se îngroașă și au început să se întingă rădăcina. Și nu mi-am dat seama că prima dată când am mișcat, am zis să fiu atent cu ei, că dacă e mici mai tare, ăștia ies cu totul din pământ. Acum, zile trecute, am prins de unul și e încărcat de mere și am tras de el. Și am văzut că e foarte puternic. Și am zis, dragule mă, știi cine te-a făcut puternic? Vântul care a bătut în tine. Într-un fel trebuie să spunem, Doamne, îți mulțumim pentru zile senine, dar îți mulțumim, Doamne, și pentru zile cu noi. Deci prin toate acestea și în toate acestea a fost mâna puternică care ne-a zidit, ne-a echilibrat și ne-a făcut să ne bucurăm chiar în necazurile noastre. Stimați prieteni ai casei Domnului, de aceea trebuie să-L luați pe Dumnezeu în casa dumneavoastră și în familia noastră. Însă așa cum ei doi hotărăsc ca să-L ia, pentru că veți trece și ați trecut și veți mai trece prin dificultăți. Mai am un plâns și închei. Avem nevoie de Dumnezeu în familie noastră pentru că atunci când El este în familie noastră legat de ultima idee, acolo se manifestă întotdeauna supranatural. Și acolo, la Sfânta de la Cana, pentru că Iisus a fost o soluție și a zis, uite, puneți ciudat, nu mai într-un detaliu. Acolo se spăleau pe mâine, acolo puneți apă, vede după vede. Și au băut din locul ăla care spune, nu este infect, nu este normal, nu este igienic să bei acolo. Iisus i-a dat soluția asta, a lui soluții de multe ori a fost extrem de ciudat în dreptul meu și al tău și al dumneavoastră. Ascultați-mă, da, deodată se produce o minune. Pentru că noi avem nevoie de Hristos și de Dumnezeu în casele noastre, pentru că în altă ordine de Dumnezeu este un Dumnezeu al minunilor. Aleluia! Este un Dumnezeu al minunilor. Și mi-aduc aminte în Vechiul Testament și dau exemplul ăsta la practic. Mi-am venit înainte aici în timp ce eram în biserică și e în 2 Împărați, capitolul 4, o femeie a strigat către Elisei, robul tău, bărbatul meu a murit, am intrat într-o situație delicată și știi că robul tău se temea de Domnul și cineva l-a împrumutat și eu nu mai am unde să plătesc datoria și cel care sunt dator a zis să-ți iau copii și ți-i vând. Și acum nu mai discurs, sunt o situație limită. Avem dificultate, am pierdut soțul, dar acum sunt gata să-mi pierd copiii, trebuie să mă duc să-mi vând copiii la licitație, să iau banii pe ei și să-mi rezolv problema asta, da? Și vrea să-i facă pe copiii mei robi. Elisei a zis, ce pot să fac eu pentru tine? Spune-mi ce ai acasă. Și ea a răspuns, roaba ta n-are acasă decât un vas cu un de lemn. Și el a zis, du-te de cele vase goale de afară, de la toți vecinii tăi, vase goale, dar nu puține. Când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi. Toarnă din unde lemn toate acele vase și pune deoparte pe cele pline. Și a început și a turnat și un vas și două și copii dragi de ei mai crevăt. Erau implicați și în minunea asta. Și veneau săraci cu vasul gol și îl împingeau în fața mamei. Și mama turna și vasul s-o umbrea. Și era copilul și el cu vasul. Și mama turna. Și mama zi la un moment dat, mai aveți vasul și copilul zi, nu mai avem niciun vas, niciun vas. Dar ei erau ei, familia lor, și au închis ușa după ei. Și a zis, suntem noi și copiii, vasele și unde lemnul. Dar nu erau doar ei copiii, vasele și unde lemnul. Că ei au închis ușa pentru vecini, după cum mi-a spus prorocul. După, dincolo de ochii curioși al cui. Și a spus, suntem numai noi în casă, dar nu erau numai ei. Pentru că în casă era Dumnezeu prea sfânt. Aleluia! O, slavă ție, Dumnezeu! Departe de ochii tuturor, familia ta trebuie să aibă experiențe supranaturale cu Dumnezeu. Departe de ochii curios al vecinului, dumneata ca tată și ca mamă trebuie să-ți închizi ușa. Și când simți că nu mai poți, când simți că familia se prăbușește deodată, uită-te în ochii lui Dumnezeu. Dumnezeu este Dumnezeu minunilor. Cum n-am închis în ușa și când copiii noștri au fost bolnavi, n-am simțit că nimeni nu ne mai poate ajuta. Ne-am închis ușa între noi și ne-am plecat pe genunchi și ne-am rugat pentru copiii noștri. Și martor este Dumnezeu, că Dumnezeu a făcut semne și minuni în casa noastră. Și martor este Dumnezeu în casele multora, că Dumnezeu și-a arătat puterea și slavă. Gloria lui Dumnezeu, deci, că acesta e Dumnezeu. Așa a spus și ea, vino și în casa mea. Că fetița mea pe moară, că chiar am venit.
Iisus a intrat în casa lui și i-a dat fetița înapoi. Atunci când Dumnezeu, când Hristos este în casa ta, așteaptă-te să vezi semne și minuni. Că Iisus nu e o poveste, că Iisus nu este o legendă, că Dumnezeu nu e o icoană, că Dumnezeu e viu în vece vece. Că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Iar Duhul Sfânt este în adunare astăzi. Și Evanghelia Lui este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Trăiască Domnul în veci! Trăiască Domnul în veci! E fantastic să meditați pe Iisus la rământ. Dar e cel mai fantastic să lăsați pe Iisus în viața voastră în fiecare zi. Amin. Și va fi grozav. Amin. Și va fi excepțional. Într-o zi veți fi cu El la masă în împărăția slăvită al Dumnezeu. Și vă spune, Doamne, știi cum am ajuns aici? Prin harul tău, amin, prin puterea ta, prin înțelepciunea ta și prin prezența ta 24 din 24. E cea mai mare greșeală a acestei generații. E cea mai mare greșeală a ta care mă auzi azi. E cea mai cumplită nebunie să-L scoți pe Dumnezeu afară din viața ta tinere, să-L dai afară pe Dumnezeu din viața ta familie și din preocupările tale, omule, oricine fi. De aceea astăzi este o zi pentru ei. Astăzi este o zi pentru mine. Astăzi este o zi pentru noi și Dumnezeu să ne binecuvânteze cu înțelepciune, cu pricepere și cu o voință puternică. Amin. Amin.